Să citim din Sfânta Scriptură de la Judecători, capitolul 14. Vom citi versetul ultim din capitolul 13 și apoi până la versetul 9 din capitolul 14. De deci Judecători, 13 cu 25 și apoi capitolul 14. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane Dan, între Țoreia și Eștaol. Samson s-a coborât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis, am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor, luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și mama s au zis, nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni care sunt netăiați prejur. Și Samson a zis tatălui său, ia-mi-o că mi, -mi place. Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul că și Samson căutau un prilej de ceartă din partea filistenilor. În vremea aceea, filistenii stăpâneau peste Israel. Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr mugind. Duhul Domnului a venit peste Samson și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. S-a coborât și a vorbit cu femeia aceea și ea i-a plăcut. După câtva timp s-a dus iarăși la timp la ia și s-a bătut să vadă hoitul leului. Și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. A luat mierea în mână și a mâncat-o pe drum și când a ajuns la tatăl său și la mama sa le-a dat și au mâncat și ei din ea. Dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului. Amin. Amin. <coughs> Am început să explorăm această poveste foarte interesantă a judecătorului Samson. Ultimul judecător descris în cartea Judecători. Cartea Judecători, țineți minte, este ca o spirală care coboară mereu în jos. Da, nu este niciodată. Cu cu fiecare ciclu de pedeapsă lui Dumnezeu, de păcata lor, pedeapsa lui Dumnezeu o pocăință, următorul ciclu este mai jos. Decăderea este tot mai jos, tot mai jos și ajungem la ultimele trei capitole din cartea Judecători unde avem un, un viol în grup care se întâmplă într-o cetate din Israel, apoi un război civil unde este distrus aproape întreaga seminție din Israel și o idolatrie cruntă pe care o vedem iarăși din nou într-o seminție a lui Israel. Sunt trei episoade mari care arată decăderea groaznică la care a dus la care a ajuns poporul Israel. Dar înainte de decăderea aceea avem pe acest judecător. El este ultimul judecător, dar și el decăzut. Și Biblia îi dă foarte mult spațiu acestui om. Ne-am uitat la aceste două portrete pe care Scriptura ni le arată a părinților lui Samson și am văzut ce influență au avut ei asupra lui Samson. Ce slujitor răsfățat au crescut ei. Am văzut apoi pe Domnul Iisus Hristos prezentat în acel înger al Domnului care s-a ridicat din flacăra jerfei lor către cer, ne-am uitat apoi cum se primesc copiii, cum ar trebui primiți ei, cum îi privește Scriptura așa ar trebui să-i privim și noi. În această dimineață ne vom uita la, într-un fel, primul pas pe care Samson îl face către căderea lui. Să vedem, după ce el a fost crescut de părinții lui, ce fel de bărbat a fost el. Și Biblia ne arată în prima, primul episod. După aceea urmează episodul căsătoriei lui, după aceea răzbunarea lui. Sunt trei episoade, cel puțin în capitolul 14, care toate au de face cu căsătoria lui. Un faliment total. Un dezastru total. Și primele, dacă ai putea să le numești așa, miracole, miracole, lucrări extraordinare pe care le face Samson, dar toate care aveau de-a face cu chestiuni personale, nu cu izbăvirea lui Israel. Că Dumnezeu așa a zis, el va începe să izbăvească pe Israel. El își făcea treburile lui cu puterea lui Dumnezeu. Haideți să privim la pasajul acesta, la această coborâre a lui Samson. E foarte interesant, am citit versetul 25 din capitolul anterior, pentru că Biblia spune că Duhul Domnului, I-a trasat lui Samson o hartă pe care se umblă. I-a trasat niște parametre. Zice că Duhul Domnului a început să-l miște, să-l cârmuiască, să-l îndrume între Țoreia și Eștaol. A început să-l miște la Mahanedan, între Țoreia și Eștaol. Deci a trasat niște limite, nu? Niște granițe ale lucrării lui. Acum, ce vreau să extragem de aici foarte practic? faptul că fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a trasat niște granițe în Sfânta Scriptură. Și suntem în siguranță, nu mă refer acum la mântuirea noastră, că mântuirea noastră este siguranță în Domnul Iisus Hristos. Suntem în siguranță cu privire la viața noastră de umblare cu Domnul, atât timp cât stăm în granițele acelea. În momentul în care te duci la granițele acelea și încerci să le împingi, zici, da, Dumnezeu a spus asta, dar totuși, n-am putea noi să negociem puțin granița, în momentul în care începi să faci lucrul ăsta, un război cu Dumnezeu pe marginea granițelor, ieși de pe terenul acela sau de pe limitele acelea în care Dumnezeu te poartă. Dumnezeu a hotărât să te poartă în anumite limite. Dacă eu aș vrea să mă duc acum la furat, Duhul Domnului nu vine cu mine să mă călăuzească, corect? Chiar dacă hoțul spune Doamne ajută, Duhul Domnului nu-i cu el. Sunteți de acord cu mine? Nu-i cu el să-l călăuzească. Dumnezeu este prezent oriunde. Dumnezeu vede fapta lui. Dumnezeu consemnează fapta lui. Dumnezeu își arată neplăcerea față de fapta lui. Dar Dumnezeu nu îi dă confirmare pentru fapta lui. Deci există anumite granițe spirituale pe care noi le avem trasate în Scriptură prin care Dumnezeu ne spune ce să facem și ce să nu facem. Foarte simplu. Asta e voie să faci, asta să ai voie să faci. Așa a făcut Dumnezeu cu Adam și Eva, așa și a făcut cu Israel, așa face cu noi. Aici vedem lucrul acesta prezentat într-o imagine fizică. Duhul Domnului a început să-L miște la Mahane Dan. Între Țorea și Eștaul. Întrebarea este, noi știm granițele lui Dumnezeu? Granițele spirituale ale lui Dumnezeu din Cuvânt. Eu știu până unde merge Duhul Domnului cu mine sau nu știu? Știu că dacă trec granițele Cuvântului lui Dumnezeu și calc Cuvântul lui Dumnezeu, eu nu mai sunt sub protecția lui Dumnezeu. Nu mă refer din nou la mântuirea noastră. Nu mai sunt sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Un creștin poate să iasă de sub binecuvântarea practică, experimentală a lui Dumnezeu. El nu iasă de sub binecuvântarea lui veșnică. El nu iasă din Hristos, el nu iasă din mântuirea lui, dar ajunge să se vatăme pe el însuși cu o grămadă de chinuri și cu o grămadă de probleme, chiar ca și copila lui Dumnezeu. Să-și ce mărturia, să aduce necaz în viața lui, aduce necaz în viața familiei, datorită prostiilor pe care le face. Și foarte interesant că Scriptura vorbește de mai multe ori în pasajul acesta, desigur vorbind în termeni fizici, geografici, folosind termenul coborât care termină coborât aici înseamnă la propriu coborâre, dar înseamnă și o coborâre spirituală a lui Samson. Când, uitați, spune Scriptura așa, Duhul Domnului îl, îl mișca între Țoria și Eștaol și cu, Samson s-a coborât unde? La Timna. Și ce a făcut Samson? A ieșit de pe ruta pe care a trasat-o Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a trasat ruta și el s-a bătut de pe ruta lui. Și a luat-o el pe ruta lui personală. Asta este o problemă. Și de aici vine toată decaderea. Vreau să insist pe lucrul ăsta. De aici vine decaderea lui. Coborârea lui spirituală a venit din faptul că a ieșit de pe ruta pe care a trasat-o Duhul Sfânt. Din nou, spun, dacă tu nu știi care e ruta pe care a trasat-o Duhul Sfânt, dacă ești student, dacă ești copil, dacă ești soț, dacă ești soție, dacă ești părinte, dacă ești bunic, tu ai niște responsabilități în lumea asta, dacă ești cetățean în societate și ești. În toate sferile astea în care tu ești familială, socială, eclezială, da, bisericească, Dumnezeu ți-a trasat niște limite. Un mod de a umbla în momentul în care tu ai ieșit de pe ruta Duhului Sfânt, ești pe cont propriu. Tu nu mai poți să-i spui după aia, Doamne, unde ești? Că veni nenorocirea în viața mea. Păi ce cauți acolo? Înțelegeți ce vreau să spun? Asta a făcut Samson. Samson s-a coborât. S-a bătut de la ruta pe care a trasat-o Dumnezeu și de aici a început coborârea lui. El a ieșit de pe ruta Duhului, care ruta Duhului era o rută de lucrare pentru el. Uite, aici vreau să te miști, aici vreau să lucrez, aici vreau să, să faci lucrările tale de putere pe care Duhul Sfânt urmează să îi le dea. El a ieșit de pe ruta aceasta, nu pentru lucrare. Nu s-a dus la Timna ca să zic că voi ăștia de la Timna, filistenia, ați asuprit cam mult pe Israel și am venit să fac o izbăvire. De asta s-a dus la Timna. Samson s-a dus la Timna din curiozitate. Samson nu s-a dus la Timna pentru lucrare. Și să știți, curiozitatea a nenorocit foarte mulți oameni. Vă aduceți aminte de fata lui Iacov, Dina, că s-a dus și s-a uitat la Sihem, era curioasă să vadă cum sunt fetele țării. Și a văzut. Numai când timp ce ea s-a uitat la fetele țării, a văzut un nenorocitul acela, care a luat-o, a suprit-o, a, suprit a abuzat-o și apoi de acolo a ieșit o întreagă istorie nenorocită. O întreagă istorie nenorocită. Din ce? Dintr-o. Curiozitate. Într-o curiozitate. Îi vedeți pe copii? Ce curioși sunt. Nu pune mâna. Nu te uita. El tot crede că părintele lui e cel mai mare inimica lui. Cel mai mare inimica lui. Care îi interzice. Care nu-l lasă. Și acolo-i miere, nu? Exact ca un hoitul ăsta de leu. O să ajungem și acolo. Dar noi, oamenii mari, cum suntem? La fel. Suntem la fel. De asta noi toți suntem aici niște copii. Numai unii cu părul alb. E curiozitatea aia născută din păcat. De a ieși de pe ruta pe care ți-a trasat-o Dumnezeu și de a te duce în locuri în care Dumnezeu nu te vrea. Să vedem primul lucru aici, coborârea lui. Al doilea lucru pe care vreau să-l observați este contemplarea. Odată ce ai coborât, deja nu mai ai frână de mână. Zice el așa, Samson s-a coborât la timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. O femeie din fetele filistenilor. Și ce relație trebuia să aibă Samson cu filistenii? Samson filistenilor trebuia să le arate puterea lui. Dar acum Samson s-a coborât la o fată de-a filistenilor, a văzut o fată de-a filistenilor și n-a mai fost tărită puterea lui Samson. A fost trăit ce? Poftele lui Samson. Că a văzut o fată și a plăcut de ea. Asta a fost. Samson, Dumnezeu l-a făcut pe Samson cel mai puternic om. Și l-a făcut cel mai puternic ca să aducă ce? Izbăvire. Dar de vreme ce Samson a ieșit de pe ruta Duhului, pe care a trasat-o Dumnezeu, și s-a coborât nu la filisteni cu puterea lui ca să-i pedepsească pentru asuprirea de 40 de ani pe care a dus-o poporului Israel, nu s-a coborât cu puterea lui, s-a coborât acolo cu poftele lui. Și n-a fost tărită puterea lui. Nu zici, când a coborât la Timna, Duhul Domnului a venit peste Samson și a început să lupte cu filistenii. Asta spune? Nu. A coborât la Timna și a accesat nu puterea lui. Dacă el se punea la dispoziția lui Dumnezeu și a accesat puterea pe care o dă Duhul Sfânt, el aducea o izbăvire pentru Israel. Dar nu s-a accesat puterea lui, a accesat ceva ce există în noi toți. Poftele. Asta a accesat. Poftele lui. Pentru că a văzut. A văzut. Asta spune scriptura aici. Și vedeți, lumea în care noi trăim, exact așa este proiectată. Este proiectată ca o lume parcă e o tarabă din asta nesfârșită. De cadouri și de lucruri pe care diavolul le împachetează atât de frumos și le pune înaintea noastră și ajută să te întrebi, dar de ce Dumnezeu oare ne-o... Bă, de ce Dumnezeu ne-o fi interzis să ne încuscrim cu, cu filistencele? Cuite uite aici ce exemplar. I-a plăcut de ea. Asta spune Scriptura. A văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Cine trebuia să stăpânească aici? Samson, nu? Trebuia să ducă? Să izbăvească, să stăpânească. Cine a intrat sub stăpânirea cui în pasajul ăsta? Samson a intrat sub stăpânirea unei femei prin ce? L-a legat aia cu lanțuri? Nu. L-a legat prin pofta lui. L-a legat prin pofta lui. Prin propria lui poftă din inima lui a fost legat de o femeie care era la distanță. Și în loc Samson să aibă treabă cu filistenii avea treabă cu o acum. În loc Samson să folosească puterea lui pentru izbăvirea lui Israel, acum Samson era la o poftelor lui. Ce schimbare dramatică! Și totul a început din ieșirea de pe ruta Duhului Sfânt. Ieșirea de pe ruta Duhului. Și uitați cererea lui. S-a suit înapoi. O venit acasă din călătoria. Când a venit acasă din călătoria lui, Samson trebuia să spună, Domnul a venit peste mine și am adus o mare izbăvire lui Israel. Ca așa, nu așa, mamă, ți-o spus îngerul. Îngerul, ăsta e singurul lucru pe care l-a spus îngerul despre lucrarea lui Samson. Și el va începe să izbăvească pe Israel. Nu i-am omorât pe toți din timp, dar am adus o mare izbăvire pentru Israel. Asta trebuia să spună el acasă, corect? Și mama să spună, dragule, nu așa te-am crescut. Când îngerul Domnului a venit la noi și a spus că tu te vei naște exact ce, ce ai făcut tu astăzi la tine, asta, asta, ne-a spus el. Că tu, asta e misiunea ta în lume, că tu vei începe să izbăvești pe Israel. El a venit acasă înapoi, a făcut consiliul de familie, singurul copil din familie, răsfățatul familiei și a spus mama cu tata, am o lucrare, vreau să mă, ce? Să mă însor. Vreau să mă însor. Pe unde ai fost tu de ți a venit dorul de însurătoare? Am fost la Timna și am văzut o fată de-a filistenilor. Și m-am pucat dorul de, de însurătoare. Ia zice ce spune. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis. O să vedeți după... Aici de două ori vorbește cu părinții săi și le zice, le cere ceva. Dar după aceea, de două ori, în a doua parte a Pasavului, nu mai le spune că n-a spus părinților. N-a spus părinților. Acest răsfățat a spus părinților pentru că așa a fost crescut și era sigur că părinții o să zică da, dragul mamei. Când părinții au arătat puțin opoziție, Samson nu nu mai am nevoie de părerea voastră. Dacă cântați în strună, dacă cântați la muzicuță, cum vă spun eu, bine. Dacă nu, eu mă descurc și singur. Mai ales când a văzut ce putere are la dispoziție, da? Și uitați, decăderea lui este mai abruptă. A ieșit de pe ruta Duhului, a fost atras de o femeie și acum îi atrage pe părinții lui în planul pe care el l-are de a se căsători cu o fată de a filistenilor, da? Și uitați-vă la cererea lui. Am văzut la timp o femeie din fetele filistenilor, luați-mă acum de nevastă. Luați-mă acum de nevastă. El trebuia să cucerească filistenii și acum el îi curtează. Nu să face. Sau să curteze o femeie. El, ce le cere părinților? Vină, că așa să făcea atunci tranzacțiile între familii. Vină cu mine, tata cu mama, că vreau să ne încuscrim. Vreau să, vreau să curtez fata asta. El, misiunea lui era să cucerească, nu să curteze. Dar din nou, asta se întâmplă și cu noi în lumea asta. Dumnezeu ne-a dat o lucrare, Dumnezeu ne-a dat un plan în familie, în societate, în biserică. În momentul în care nu te ocupi de lucrările pe care Dumnezeu ți le-a dat, ajungi să le curtezi. Ajungi să curtezi lucrurile pe care ar trebui să le cucerești. Ajungi să curtezi, să te împrietenești cu lucrurile care ar trebui să intre sub stăpânirea ta, pe care ar trebui să le biruiești, împotriva cărora ar trebui să arăți război. Chiar asta trebuia să facă. Trebuia să facă război cu el, cu ei, el să crește cu ei. Și acum, vedeți, îi constrânge și pe părinții lui să se facă părtași la lucrul acesta. Pentru că spune, am văzut la timp la o femeie din fetele filistelor, luați-mi o voi! Adică vreau să, vreau să vă dați și voi acceptul, vreau să veniți și voi împreună cu mine. Și să știți că este, este o decizie. Vorbesc pentru părinți acum. Și pentru bunici. Momente în care copiii noștri și copiii dumneavoastră, că mici sau adulți, nu contează, fac nenorociri sau se duc pe -un drumul a păcatului sau vor să se ducă pe un drumul a păcatului, dar nu s-au dus încă. Și el spune, mama cu tata, eu vreau să fac lucrul ăsta. El este un punct crucial în care în tine este un război. Unu, Dragostea firească naturală pentru copilul tău și dorești cel mai bine pentru el, corect, în lumea asta. Și al doilea lucru, conștientizarea din mintea ta când știi 100% că lucrul ăla nu este după voia Domnului. Sigur, copiii ne cer unele lucruri care n-au nicio treabă să fie împotriva Domnului sau nu. Sunt lucruri neutre. Da? Da, uite, aș vrea haina asta. Tu stai să te gândești, bă, 30 de lei. Asta să iau. Mm. Nu vorbim despre asta, da? Vorbim despre lucruri morale sau spirituale care sunt sau nu sunt împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, să fie clar, da? Asta nu înseamnă că un părinte e discreționar și așa îi vine lui în minte, zice, nu vreau, dar de ce? Au, oh, m gândit eu așa. Eu sunt Dumnezeu în casa mă, asta, mă, eu hotărăs. Nu despre asta vorbim, da? Și mai ales că aici vorbim despre un bărbat care este adult deja, da? Probabil Samson era tânăr, dar era adult, nu mai era un prun de 12 ani. Că nu vrea să căsătorească, da, și nu umbla singur așa. Ok. El își constrânge părinții să se facă părtași la fapta lui. Și acolo este o decizie, să știți. A părinților. Grea. Să dea curs dorințelor lor naturale de a face pe placul copilului să fie în bune relații cu copilul sau de a se împotrivi. Este o decizie. Și să știți că sunt vorbim acum, putem să vorbim de copii adulți care sunt căsătoriți. La pucă dam blau pe câte unu și zice, mamă, eu vreau să divorțez. Păi de ce? Păi uite, nu mă mai înțeleg cu ea. Nu, a... Și ea zice, da, am știut eu la început cu eu nenorocită. Hai la mama acasă. Las că mama până, mama te iubește până o să mergi în mormă. E vin aici la mămica acasă, da? Se ia, poate să zică, băi, stai puțin. Stai că deja am ajuns, să discutăm în alt termen. Înțelegeți ce vreau să spun? Și sunt situații de acestea care se întâmplă în familii de credincioși. Aș putea să vă dau foarte multe exemple. În care copiii văd lucruri. Aud lucruri din lumea aceasta. Interacționează cu ele. Și îi se pune pata la câte unul pentru o chestie. Pentru ceva. Și vine acasă și spune, dacă până atunci a fost în relații bune cu părinții, spune părinților, uite, eu îmi doresc lucrul ăsta. Și lucrul ăla este clar împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Acolo este o decizie a părinților. Părinții confirmă sau infirmă? Sau infirmă? Este foarte important. Și apoi, uitați, el fără să-și dea seama, comunică, că a ajuns să fie condus de proprii lui ochi și de pofta lui. Vedeți că tot spune, am văzut, Prin, în versetul întâi, și a văzut acolo femeie, în versetul 2, am văzut la Timna. Cum, cum se sfârșește viața lui Samson? Că nu mai? Că nu mai vede. Lucrul acela care te va duce în păcat este lucrul acela pe care îl vei pierde. Lucrul acela care te duce în păcat este exact lucrul la care te va... Cel, cel nenorocit pe Samson de la bun început. Așa începe viața lui Samson. Viața lui Samson începe cu ce a văzut el. Și viața lui Samson se termină cu o răzbunare pentru faptul că nu mai vedea. Ce trist, nu? nu și-a vegheat asupra ochilor. Simplu. Ai zice, a, păi că o văzut, ce mare lucru că a văzut, ce e așa de grav că a văzut. Dar când citești, începutul și finalul poveștii face sens, nu? A, ce mare lucru că o, o luat atâta lucru. Nu, ce mare lucru că s-a dus până acolo. Nu a fost bine, într-adevăr, că s-a dus, dar nu e mare lucru. Dar în momentul în care te-ai dus pe topoganul păcatului, tu nu mai poți să te oprești. nu mai ai frână de mână. Nu mai ai. S-a dus. Ai în harul și mila lui Dumnezeu că Dumnezeu te scoate de acolo. Asta se poate întâmpla. Și se întâmplă de foarte multe ori. Și Dumnezeu i-a dat la urmă, ne aducem aminte că la, la urmă Dumnezeu i-a dat puterea lui Samson ca să facă acea mare izbăvire la finalul vieții lui, corect? Este de fapt singura dată când Samson își face datoria, înainte să moară. Și a murit așa. Dar ce ar fi făcut Samson dacă n-ar fi fost condus de ochii lui? Și el prin cuvintele lui spune, am văzut la timp la o femeie din fetele filisteonilor, luați-mi acum de nevastă. Am văzut. Asta e motivul. Am văzut și mi-a plăcut. Da? fără să-și dea seama, comunică că ochii și pofta era ceea ce-i acum lui viața. Și ascultați exprimarea, luați-mă când? Acum. Întotdeauna când ție -ți vine sau la altul ei vine, dar când simți, bă, acum trebuie să fac neapărat lucrul ăsta. Ceva nu este în regulă. Eu am un obicei cu soția. Când suntem în fața unei decizii, dar urgente, o amânăm cât de mult, dacă nu suntem clari în decizia, o amânăm până în ultima clipă. Îi zic zic, hai să ne culcăm. Cu e exact. Hai să ne culcăm și să dormim. Nu ne mai gândim la ea. Să treacă noaptea, să treacă așa, să se liniștească gândurile, ne rugăm, Dumnezeu să ne limpezească mintea și luăm o decizie în ultima fracțiune de secundă. Și vă dau un exemplu acum, nu vă pot spune detalii unde s-a întâmplat lucrul acesta, o biserică care era pe punctul de a se rupe. Datorită faptului că în adunarea respectivă, destul de mărișoare, să creaseră două grupuri cu două viziuni diferite. Unii erau cu învieri, cu tot felul de lucruri ciudate, ciudate, rău de tot, așa? Și un grup era de frați obișnuiți care își trăiau credința cu Domnul. Și s-au ajuns la mare tensiune acolo și au pus înaintea Domnului, s-au rugat, au postit și au zis, Doamne, trebuie să facem ceva. Noi nu ne putem crește copiii aici, unde ideile sunt, erau niște idei ciudate rău de tot. Trebuie să plecăm, să ne ducem undeva. Dar împinși de situație, nu aveau ce face. Și au stat înaintea Domnului și au luat zile de post și rugăciune un grup mare din adunare. În ultima zi au scris o scrisoare, o foaie și se pregăteau să o trimită restului adunării, da? Că erau împărțit acolo, Uite, noi ne retragem din pricinele astea, fără ceartă, fără bătaie, fără zavistie, fără nimic. Nu avem aceeași viziune cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. Și fratele care cârmuia situația asta, soția lui i-a zis, în ultima zi de post, el a zis, gata, acum mă pun și o trimit. O, o redactat-o, scrie o scria numele grupului respectiv, au citit-o, suntem de acord cu ea și soția lui i-a zis, nu o trimite azi, trimite-o mâine dimineață. Asta e ce s-a întâmplat recent. Și o trimite mâine dimineață. Și a doua zi dimineață, grupul respectiv care făcuse zarvă în adunare și venise cu alte învățături de prin alte locuri, scriseseră ei o scrisoare că se retrag din adunare și se duc în altă parte. Înțelegeți? Asta înseamnă să nu te grăbi, nu te hazarda, nu ne vine la gură să spunem o grămadă de lucruri. Acum tranșez eu, acum rezolv eu, acum fac eu, acum dreg eu, gata, rupe mâța în două. Asta face Samson. Luați-mi acum că îmi place. Luați-mi acum. Acum vreau să decid. Acum vreau să mă însor. Acolo e o problemă, să știți întotdeauna. Când se grăbește însurătoarea, când se grăbește cumpărarea unui lucru, când se grăbesc lucrurile Sigur, poți să le întinzi la nesfârșit și acolo e altă problemă. Dar graba, avem noi o vorbă, nu? O strică și o stricat-o rău și la Samson. A stricat-o foarte rău și la Samson. Pentru că el a, a luat o decizie irațională, negândită, imediată, fără judecată, necalculată. A luat o decizie după ochi, nu după ceea ce gândea. El nu a pus de o parte și de alta avantaje și dezavantaje, corect? Mă, în ce intrăm noi, Samson? Hai să ne gândim cam cum o să arate de acum înainte întâlnirile noastre. Vin filisterii cu idolii lor, vinim noi cu Jehova. Vin filisterii cu jerfele lor, venim noi cu a noastră. Vin filisterii cu dansurile lor, venim noi fălea noastre. Cam cum o să arate întâlnirile noastre de acum înainte? Băi, Samson, tu îți dai seama în cine bagi acum? Cum a fost crescută fata aia, Samson? Tu știi ce caracter are ea? ce înclinație are ea, ce și dorește ea de la viață, ce i place, cum vrea ea să trăiască cu tine. A, nu știu nimic, tată, îmi place. Asta a fost singurul lui argument. Problemă foarte, foarte mare. Și părinții lui contestă. Inițial contestă ce zice Samson și zic că e așa. Părinții lui argumentează logic și corect. Dacă vă gândiți, zice, tată, sau și mama sa i-au zis, nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni care sunt neteați în prejur, am discutat cu băieții textul ăsta, și uh, unul din băieții noștri a observat un lucru: că tatăl lui pune sub semnul întrebării. N-ai putea să faci așa? Un părinte cum ar fi trebuit să spună? Tu ar trebui să-ți iei o fată din mijlocul fraților tăi. Dar el spune: Nu este nicio fată pe la noi. Vedeți lipsa lui de autoritate, lipsa lui de tărie a bărbatului, a capului familiei, a patriarhului care ar trebui să spună. Mă, noi avem o rânduială. De când suntem noi și de când e lumea, noi luăm fete din poporul nostru. Asta e regula noastră. Asta e regula noastră. El spune, păi n-ai găsit pe aici, pe la noi. Mai du-te și dai cu ochii pe aici așa. Adică ce îl îndeamnă? Și vedeți, aparent ce spun părinții lui este corect. Dar dacă stai și cercetezi bine, sunt două erori foarte mari. Sau chiar trei. Unul că ei nu sunt cu imperativ, cu poruncă. Nu arată care e voia Domnului. Ce sunt așa sub chestiune Al doilea lucru, el spune, poți să mergi după pofte și după ochi în continuare, dar măcar să iei de la noi. Ce din nou era o eroare. Din nou era o eroare. Și al treilea lucru, mai important decât toate, este că părinții lui ar, trebui, ar fi trebuit să-i spună, Samson, motivul pentru care ai ajuns în situația asta este pentru că Dumnezeu te-a chemat o lucrare și în loc ca tu să te ocupi de lucrarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, tu ai început să fii condus de poftele tale. Tu ai o problemă foarte gravă. Asta era problema reală. Samson, cum te va ajuta pe tine, fata asta filistenilor, să-ți îndeplinești misiunea ta? Dumnezeu a zis și el va începe să-i zbăvească pe Israel. Spune-mi și mie căsătoria asta ta. Cum te va ajuta pe tine să-ți îndeplinești misiunea? L-ar fi ajutat? Păi vedem că nu l-a ajutat. El, dacă vă uitați, el și-a părăsit căminul la finalul Nunții. Asta a făcut. Și-a părăsit căminul la finalul Nunții. S-a supărat și s-a dus acasă la taixul. Cam asta a fost prima căsătorie a lui Samson. Un dezastru total. Ăsta este falimentul părinților. Vedeți, uneori noi discutăm cu copiii noștri și copiii noștri încep să deschidă discuții despre țigări, despre băutură, despre tot felul de lucruri. Și sunt două moduri în care poți raționa cu ei. Un mod omenesc. Bă, nu-i bine că strică flămânii. Nu-i bine că nu știu ce. Și corect. Așa era, trebuia să-și iau o fată din poporul lui. Dar există un mod duhovnicesc de a discuta despre lucrurile astea. Și să spunem, copii, uitați, noi suntem o familie de credincioși. Tot ce există în casa noastră e binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi suntem sub protecția specială a lui Dumnezeu. Noi suntem parte din poporul special al lui Dumnezeu. Noi nu vom face lucrul ăsta, da, el va duce la lucrurile, la consecințele, dar nu îl facem în primul rând pentru că suntem mai Domnului. Pentru că Domnul ne-a chemat la ceva special. Pentru că Domnul a pus ochii pe noi. Pentru că Domnul ne-a făcut poporul lui. Înțelegeți? Unde e mesajul la Dumnezeu? Unde -i? Nicăieri. Nicăieri. Samson a fost proiectat de părinții lui, a fost îndrumat de părinții lui să trăiască o viață fără Dumnezeu. O viață bună. Căsătorește-te cu cineva de la noi. Dar de ce? Dar de ce? Nu a nimic spiritual în spate. Să știți că este o foarte mare problemă asta. Cum ne creștem copiii. Și lucrurile acestea se întâmplă în fiecare zi. Discuțiile astea mici pe care le ai cu copiii. Că el, dacă ajunge la 20 de ani și prima dată îi spui de Dumnezeu, știi ce spun mulți tineri? Hai, tată, mă lași pe mine cu Dumnezeu, aia am auzit din asta, sătul, din... tot mă luați pe mine cu Dumnezeu. Păi, dacă te trezi la 20 de ani să îi spui de Dumnezeu, normal că te desprețuiește. Pentru că el n-a fost obișnuit să gândească punându-l pe Dumnezeu în lucrurile vieții sale în fiecare zi. De ce să nu se certe cu frate sau cu sora? De ce să nu-l bată? Vă spun de ce. Pentru că Dumnezeu spune așa. Și de ce spune Dumnezeu așa? Și poți să explici din Scriptură de ce spune Dumnezeu așa? Ar trebui să arăți o rațiune duhovnicească, nu doar omenească. Nu doar omenească, ci duhovnicească. Apoi uitați care e climaxul acestei. acestui episod. Tatăl său, foarte interesant ce spune Scriptura aici. Foarte, foarte interesant. Vreau să vă uitați uh, uh, atenție ce spune aici. Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul. Care lucru? <coughs> să știți, eu sunt unul dintre cele mai problematice texte din Scriptură. Pare că tot ce fac ei este rău și totuși textul ăsta spune tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta vine de la Domnul. Dar uitați că am, am sărit puțin versetul 3 partea a doua care spune foarte interesant. Și Samson a zis tatălui său. Când tata i-a zis păi nu găsești o fată pe la noi, ce i-a zis Samson? Ascultați. Ia mi -o. Acum e discuție cu tatăl. Dar uitați-vă la Samson. Să duce în fața tatălui său, să proptește în fața lui și când tatăl său îi spune, nu-i corect ce faci. Nu-i normal. Nu -i... E de așa niște argumente din astea omenești. El spune, ia mi -o că îmi place. Știți de ce Samson a avut curaj să-i spun asta? Pentru că așa a fost crescut Samson. Samson a fost crescut ca un copil răsfățat care spunea, vreau jucăria asta, da, ți-o iau. Acum i s-a jucăria cam mare, știți? și modifica ca multe relațiile de familie chestiunea asta cu căsătoria și a zis, a, aici cred că ar trebui să ne împotrivim puțin. Dacă Samson a zis, ia mi că îmi place, știți care e următorul lucru? Să tai cu coboară cu el la timp. Că dacă a zis, așa a zis copilul răsfățat. Deci ce avem noi înaintea noastră este un lucru extrem de bizar. Un slujitor al lui Dumnezeu care a fost crescut ca un copil răsfățat și care se purta ca un răsfățat. Copil adul crescut adult, acum să purta ca un copil răsfățat. Uitați, glasul lui devine Poruncitor acum. Un copil răsfățat este un copil poruncitor la părinții săi. Ia mi-o! Să trântește jos! Și eu am spus, copilul știi de câte ori are voie să știți. Copilul are voie să trântească jos. Și să facă criză o singură dată. Deci odată are voie, după aceea știe... O să știe de ce nu mai are voie și nu o să mai facă niciodată. Dacă face de 4-5 ori, o face din cauza părinților, să știți. Deci prima dată o face din cauza lui. Că e născut în păcat și așa e înclinat spre ele. Dar a doua, a treia, a patra, a cincea, a șaptea oară o face. Uitați-vă la copiii noștri. Nu mi se pare interesant. uitați aici. Ai desenează el acolo, mai vorbește din când în când, mai tragem noi atenția, dar uitați-i, stau cu, cum, domnule? Cum să face că în aceeași țară, în același județ, ai crizați care se dau de pământ și urlă. Vedeam acum în mol, am văzut un copil în ăsta, era pe o păcănele. Ai văzut păcănele alea pentru copii? Dacă și cum avem copii la păcănele? Știți cum avem copii să joace la păcănele? pe păi, au făcut păcănele pentru copii. Îi pune acolo și să joacă. Mai dă-mi mai dă-mi o Zice, nu mai am. A, începe să Și era un copil în ăsta prins de o mașinărie din aia, la Carrefour să cumpere ceva. Era călare pe mașinuță din aia cu ecran și cu volan și cu nu știu mai avea. Și crizat să ținea de mașina și izbianea și urla și la Mike în același timp. Mine. Dar asta să avunge. Când el de mic e lăsat să aibă un glas poruncitor, când are glas poruncitor, ceva în neregulă. Și da, un părinte trebuie să se ocupe de tonul copiilor lui. De tonul copiilor lui, nu doar de ceea ce spune. Noi când eram acasă la tata și tata ne spunea sau mama o, o anuită anumită și ne spuneam, da, mă duc. Dar spus, da, tonalitatea era incorrectă. Mama știa să audă că n-am cântat bine melodia. Și spunea, cum ai zis? Da? Trebuia, da, mă duc, aia e cu totul altceva. Dar era un din asta, dacă era așa, știa, acolo ai luat-o, ai deviat-o, băiete. Da? Erau atenți la tonalitățile astea, acum nu mai. Acum, și de asta este, fraților și surorilor, haosul în care trăiește societatea asta. Trăim într-o societate intrată total în haos. Și toată nebunia asta vine din afară, să știți. Unii sunt niște oameni care au pus stăpânire pe legi, au pus stăpânire pe instituții, au pus stăpânire pe educație și ei pur și simplu spală pe creier întâi de toate părinții. Părinții. Și dacă au spălat pe creier părinții, de acolo este haos. O generație de oameni condusă de copii. Și la asta a avut poporul lui Dumnezeu. Când noi zice, asta sunt lucruri noi care se întâmplă acum. Nu, asta s-a întâmplat atunci. Un slujitor care a ajuns în fruntea lui Israel și care a fost crescut răsfățat de părinții lui și care a avut el în nenorocire și a dus în nenorocire și pe alții. A dus în nenorocire și pe alții. Care e singurul motiv pentru care vrea să se însoare Samson? Ia-mi o căci ce? Păi veni cu copilul ălui și îmi place. Știu și mie îmi plac foarte multe lucruri. Dar nu mă duc să le fac. Și poate am bani să le iau, dar nu le iau. Că stau și mă gândesc cu alea, nu ajung acasă și să o cotezesc cu alea cu uneva să și zic, dar noi nicio din ce să trăim restul lunii? Chiar dacă am, nu? Sau noi dacă vrem să ne facem o cămăruță sau vrem să ne facem o căsuță sau vrem să mai mișcăm ceva, ce facem dacă noi facem lucrurile care ne plac? Păi nu avem nicăieri așa. Nu? s-ar putea să-ți placă niște nebunii într-o zi când te vii la lucruri, dar zici, bă, sunt surat, nu? Îți dai două palme peste cap și te duci acasă, liniștit. Că atâta, au fost o chestiune trecătoare, te bucuri și îți vezi treaba. Nu e așa. Nu te iei după lucruri care îți plac. Dar dacă ai fost crescut răsfățat și totdeauna ți s-au dat lucrurile care îți plac și vine cineva la un moment dat și să spune în viață nu se fac lucruri care îți plac. Cum? Ești șocat? Ești bulversat? Ești dat peste cap? Cum a fost și Samson în situația aceasta? Și revenim la, la versetul acesta problemă. Duhul Domnului, sau nu, versetul 4, tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul. Ce nu știau? Ăsta este unul din cele mai triste pasaje din Scriptură. Greu de interpretat, dar foarte triste. Că părinții săi nu știau. Dar Domnul le vorbise de două ori, nu? Și l-a vorbit exact ca să știe ce e cu... Auzi, părinți, știți care este expresia? Ieri am fost la o conferință de familie. Nu știu cum... n am fost neapărat situația asta, dar vă dau un exemplu, că sunt foarte multe situații în care ne ducem la foarte multe conferințe de familie, discutăm cu foarte multe părinți, lucru care îl aud cel mai des de la părinții pocăiți, și care este? Nu știm ce să mai facem. Nu știm ce să mai facem. Băi, e o problemă, te gândești. Băi, nu, ăștia, nu mai știu ce să facă. Biblia asta parcă e o carte codată, știți? Aș și vreodată coduri făcute de programatori? Nu înțelegi nimic din ele. Dacă nu lucrezi în domeniu, nu înțelegi nimic. Am mai văzut câteodată, n te uiți, curge acolo textul ăla, ta, cifre, expres, tu știi ce e acolo. Aia numai ăla care e acolo în domeniu știe ce se întâmplă acolo. El se uită, da, 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 citește pe acolo, tu habar Așa Așa privesc unii Biblia. Nu știu ce să mai facă. Dar de ce, nu, de ce nu știm ce să mai facem? Pentru același motiv pentru care nu știa mama și tatăl lui Samson. Știți de ce nu știau? Nu pentru că Dumnezeu nu le-a spus. Ci pentru că au început să-și crească copilul după mintea lor. După trendurile vremii, după cum se, se făcea în Israel. Știți ce făcea în Israel pe vremea lui Samson? Fiecare făcea. Și atunci a venit un judecător care și el făcea ce? Ce îi plăcea. Și așa au făcut și părinților. I-au făcut ce îi plăcea cui? Lui. lui Samson. Foarte trist. Foarte trist. Ascultați. Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul. Și au spus unii așa. Că tatăl său și mama sa nu știau că această căsătorie lui Samson cu această femeie filisteancă venea de la Domnul. Dar nu așa spune textul. Nu căsătoria cu filisteanca venea de la Domnul. Ce venea de la Domnul? Textul spune aici cu două puncte ca să-ți dai seama. Nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul, că Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. Nu credeți că putea găsi o, o, ocazie, o modalitate mai bună să certe cu ei decât să ducă să iau o fată de-a lor? Dar dacă părinții lor nu l-au crescut cu mentalitatea slujirii, Samson, fii atent, ești deja bărbat în toată firea, hai de acasă și du-te și fă o leacă pagubă pe la ăștia. Dar pentru că ei l-au ținut acasă, l-au răsfățat, l-au crescut, nu l-au crescut cu conștientizarea că Duhul Domnului a început să-l miște între țoria și eștaol. ce a făcut el între țoria și eștaol? Spuneți-mi ce a făcut. Nimic. Nimic, să plimba. Nu făcea nimic. Duhul Domnului mișca. Dar dacă el n-a crescut cu mentalitatea misiunii, bă, de ce mă mișcă Duhul Domnului? Ce schemat eu să fac? Îți să să izbăvesc pe Israel de sub Filisteni. El se plimba, îl plimba Duhul Domnului și el nu făcea nimica. Harta i s-o trasat. Misiunea aia a fost revelată părinților lui. Părinții lui nu l-au crescut cu conștientizarea faptului că e dedicat lui Dumnezeu și care are o misiune în Israel. Asta este problema. Asta este problema. Și acum Dumnezeul mâna ca să provoace un scandal cu filistenii ca să-i bată, ca să câștige victorii. Și ca să-i scoată pe Israel după 40 de ani de stăpânirea acestora. Asta nu știau părinții lui. Dar nu trebuiau să știe. Trebuiau să știe sau nu? Păi doar că li s-a spus înainte să nască. Li s-a spus înainte să nască. Și eu cred că problema fundamentală a părinților astăzi nu este că nu știu. Este că nu știu. Dar problema principală este că sunt vinovați că nu știu. Că există în Cuvântul lui Dumnezeu tot ce avem nevoie pentru creșterea copiilor noștri tot ce avem nevoie. Ne-a lăsat Dumnezeu acolo. Sigur, mă mai consult cu cineva, mă mai consult cu altul, dar tot pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Tot pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Acolo ne este dat absolut totul. Ce este minunat aici este că, vedeți, Dumnezeu își face oricum lucrarea în ciuda falimentelor noastre, nu? Samson este în faliment și Dumnezeu totuși are, paralel cu falimentul lui Samson, Dumnezeu are planul lui desăvârșit care se va duce la împlinire. Dar vedeți, dumneavoastră, într-un eveniment, motivația poate să fie bună, el căuta ceartă, nu motivația era bună, corect? Căuta ceartă cu filistenii, exact asta trebuia să facă, pentru asta au fost adus pe lume. Dar metoda pe care el a ales-o căsătoria cu filistean, că era o metodă rea. După aceea vedem că el a avut mai multe conflicte cu filistenii, ultima a fost, să zicem, cea mai simplă, clară, unde n-a mai fost... O chestiune de al Samson nu mai avea ochi, nu mai avea ce să mai ispitească. Dumnezeu i-a făcut un favor, să știți. Când filistenii au scos ochii, Dumnezeu i-a făcut un favor. Samson, pe tine ochii te încurcă. Tu cred că mai bine o să faci lucrarea pentru mine fără ochi. Că Samson omoară mai mulți filisteni la sfârșitul vieții sale într-o singură zi decât au omorât în toată viața lui. Asta este o tragedie. Gândiți-vă ce ar fi putut să facă dacă fiecare, fiecare conflict al lui Samson cu filistenii era un conflict mânat de conștientizarea sunt chemat de Dumnezeu la o misiune dumnezeiască divină pentru poporul lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat. El au mai bătut 30 de oameni, că avea de luat niște haine și de la de la ăștia că au făcut un pariu la nuntă. El cu asta s-a ocupat, știți? Un fel de păcănele moderne. Cam asta era Samson. Problemă. Problemă foarte mare cu el. Da? Dacă vrem să facem lucrarea lui Dumnezeu, și asta e un lucru pe care îl învățăm aici, trebuie să-l facem nu doar cu motivațiile corecte, trebuie să-l facem cu mijloacele lui Dumnezeu. Și că am auzit și creștinii să zice, a, nu, eu mă căsătoresc eu că Domnul să-l mântuiască prin mine sau o să facă prin mine. Stai, tu liniștit. Au zis alții care au intrat în niște combinații cu niște afaceriști care erau vai de steaua lor. Atâta eu zăpăci pe ăștia pe pocăiță de cap că eu tras ei în noroi și în mizerie. Și tot felul de combinații în astea, de tot felul, într tot felul de lucruri. Vină cu noi, că o să facem noi, că o să trecem și așa mai departe. Și au ajuns la faliment. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu se face prin mijloacele lui Dumnezeu. Prin mijloacele lui. Da? Iar căsătoria asta nu a fost ea poruncită de Dumnezeu. Poruncită de Dumnezeu. Haideți să vedem mai departe. Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. I-a convins, nu? Dar cum convins? i-a convins? Ia-mi o că îmi place. I-a convins până la urmă. Că dacă părinții lui spuneau Samson, dacă tu vrei să-ți urmezi drumul tău al păcatului, noi am înțeles că tu ai altă misiune, noi nu putem să confirmăm ce faci tu. Pe noi ne doare ce faci tu. Pentru noi e o problemă mare ce faci tu. Asta este o devierea ta de la misiunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Noi nu putem să venim cu tine în treaba asta. Dacă copilul tău îți spune, uite, oricare v-aș lua, și îți spune copilul tău, mama, am văzut la înghiozan, la unul din, din, colegii mei, am văzut nu știu ce penar interesant. Hai, ajută-mă să-l fur. Tu ce faci? Se pare aberant, nu? cum? Se pare aberant, nu e așa? Așa este de aberrant aici, când tatăl său cu mama sa coboară la vrășmașii care îi stăpâneau ca să se încuscrească cu ei niște idolatri, niște oameni care erau extrem, extrem, extrem de, 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 imersați în păcatul lor. Și vom vedea imediat ce fel de femeie, ce fel de femeie a luat Samson, probabil de seară. Dar Dumnezeu îi dă un semnal lui Samson. Când au ajuns la viile din Timna, iată că a ieșit înainte un leu tânăr mugin. Știți că nazireii n-aveau voie să aibă contact deloc cu băuturi amețitoare, cu vin, cu nimic care era venit din struguri. Cu nimic. Și foarte interesant, simbolul pe care îl folosește Scriptura aici, că a ieșit un leu exact când trecea prin vii. Via era locul la care Samson trebuia să uite așa de departe. Băi, eu nu am treabă cu rodul din via. Și el trece prin vii. Eu mă întreb. Vă uitați la Samson, că Samson întotdeauna se duce unde nu are voie. Să zice la fetele filistenilor, nu avea voie. Trece prin vii, el nu avea treabă cu băuturile care se, se extrag din vin se duce după aceea la un hoit de leu, care el n-a avea voie. El, Samson, mereu să duce, știți cum spunea cineva, dansează pe buza iadului, pe buza prăpastei. El se zice, când de bine merge pe acolo, cu o oare cum o fi viile alea din timna? Ce ziceți? Ați mers într o vie un care coaptă? Te-a pucat mețeala numai când treci pe acolo, nici ai luat un strugure în gură. Te-a pucat Samson n-avea ce căuta acolo. Samson n-avea ce căuta la Timna în primul rând, Samson avea ce căuta prin viile alea și Dumnezeu îi dă un semn Samson de avertizare și scoate un leu în cale. Ascultați-mă ce vă spun. Ăsta este un favor al lui Dumnezeu. Când o iei, o apuși pe drumul păcatului, niciodată nu cred că Dumnezeu te lasă fără avertizare. Chiar dacă Scriptura e clară, ar fi trebuit să înțelegi din Biblie că nu trebuie să te duci acolo, Dumnezeu îți dă avertizări. Și întrebarea, ce faci cu avertizarea pe care ți-o dă Dumnezeu? Ce faci cu avertizarea pe care ți-o dă Dumnezeu? Pentru că vedeți, dumneavoastră, via este un simbol al locului de compromis pentru Samson. Samson știe, în via a venit un leu. Dumnezeu nu mă vrea pe ăsta. De ce e și leu în cale? Ce a vrut Dumnezeu să facă? Să facă el acolo, să arate o dovadă de putere? Nu asta a vrut Dumnezeu. Ce a vrut să-l conștientizeze? Eu, eu nu mă duc în locul în care trebuie. Și Dumnezeu face deseori și cu noi lucrul acesta. Ce facem noi când primim avertizări de la Dumnezeu? Le disprețuim? Credem că sunt pentru altcineva? Credem că n-am auzit noi bine? Că n-am interpretat noi bine? E foarte important să știți. După ce Dumnezeu îi dă avertizarea cu leu, nu mi-i dă nicio avertizare. După ce Samson ia leu și îl sfâșe ca pe un ied și se duce, ar fi să omoare leu, fără discuții, da? ca să nu-l rănească și să facă cale întoarsă. Am primit. Și ce spune Scriptura? Că n-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. După ce au leu, știți de ce nu le-a spus? Ce crezi că s-ar fi întâmplat? Dacă copilul tău s-ar duce într-un loc în care îi spui nu te du acolo pe câmp, că acolo sunt niște bălți, că niște nu știu ce și așa mai departe. Nu te du. Și copilul se duce și se întâmplă exact ce i ai spus tu. Care e tendința copilului? Să nu-ți spună ce s-a întâmplat, nu? Că dacă vine și îți spune, tu ce îi vei spune? Nu ți-am spus eu? Și pe el îl doare mai tare? Faptul că tu îi atragi atenția decât lucru cu care i s-a întâmplat. M Am zis că aminte, acum mi -am în minte, la, în cartierul nostru era cineva care avea o casă. Cu un teren foarte mare. Așa au reușit să-și păstreze proprietatea aia în mijlocul blocurilor. Și și ăsta uh, gard din ăla deasupra, un gard uh, așa micuț de vreo 40 de centimetri, cu sirmă ghimpată. Acum când erai copil, dacă trageai o leacă de sârmă aia ghimpată, te puteai băga prin gardul ăla, da? Și el mai avea pe acolo câte o vie, mai dădea mingea din greșeală și așa mai departe. Și mama cu tatăl nu zice, băi, niciodată să nu te dui. De sări putei sări. Că dacă era așa, sărei peste gard. Dar când veneai înapoi, cum te mai suie pe gard ca să... Era greu de venit înapoi, de dus era ușor. Săreai, mai luai niște struguri, îți mai luai mingea, mai luai tu măr sau ce mai găseai pe acolo. Știi, sub pretextul că ți-ai dat mingea ta și trebuie să-ți recuperezi mingea, da? să te joci cu băieți în cartier. Și am sărit și eu de văd câteva ori, dar mi-aduc aminte odată când am sărit. Dar ne spuneau mereu, nu sări, nu sări. Și am sărit odată. Când am vrut să sar înapoi, plasa ghimpată aici, ce fac? s -o sui băieți acolo, că are pe gard, întindeau sârma aia ghimpată cât puteau să o întins, cât poți să o întins, nu? Trebuie să bagi degetele să nu te înțepi. Și m-am stricurat eu așa, ușor, 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 la un moment dat când să ies, s-a prins un ghimpe din ăla de, de tricou meu și gata, gata, ies acum, n am tras, mi l-a rupt de sus până jos. M-am zgâriat, nu foarte tare, m-am zgâriat. Acum, cum mă duc eu un bloc în casă? Când mama era sus, tate, pe acolo, mama avea așa un miros de câine ăsta de vânătoare, domnule, niciodată nu te-ai putea cu nimica. Te avea detector cu detectoarele astea de metale la aeroport. Bă, și dacă e mic, bă, orice după tine. Ia vin cu ia, câte că te-o văzut cum te duci cu dite, mai o n nicio șansă. Mai ales că mama ne știa hainele, atunci nu erau haine ca acum cu second hand și așa mai departe. Ce am făcut eu plan acolo? S-a dus unul din frații mei, văgat băgat tricoul pe dedesubt, l-a ascuns, l nu știu ce, m-a dus și l-am aruncat la un coș de gunoi departe. Am zis, bă, dacă treci pe aici, vede? A, ai filmul. fiu Deja aveam paranoia. Imaginam cum o să mă prindă. Și m-am îmbrăcat, nu mai știu dacă m-am prins sau nu, dar cam așa s-a întâmplat și aici. A venit semnalul lui Dumnezeu, a venit leu mugind și Sanson trebuia să înțeleagă că trebuie să mă întorc înapoi. Este foarte important să ascultăm avertizările lui Dumnezeu. Ai luat-o pe drumul păcatului, Dumnezeu te avertizează, fă drum întors înapoi, că nu e nicio rușine. Unii zic că e rușinos, dacă am apucat pe drumul ăsta, trebuie să mă duc până la capăt. Nu e nicio rușine, frate. Dacă ești creștin, nu este nici o rușine dacă ai apucat pe drumul păcatului și te-ai trezit atunci. Și îți vine în minte. Și Dumnezeu îți spune, bă, nu-i bine ce faci. Închide acum, oprește acum, întoarce-te pleacă. lasă și pleacă, că nu este nicio rușine. Satana, după ce te împinge pe drumul păcatului, spune, bă, tu, e o rușine acum să te întorci înapoi. Că o să zică ăștia, păi cum, de ce te întorci? A, ah, păi, pă, nu ești serios, nu ești hotărât. Nu, lasă mai bine așa. Era mai bine așa pentru Samson. Să zic că Dumnezeu m-a avertizat. Și am ascultat pentru prima dată. După aceea, spune scriptura, S-a coborât împreună cu tatăl său, mama sa, la timna. Când a ajuns la vile din timna, i-a ieșit în, înainte un leu tânăr mugind. Duhul Domnului a venit peste Samson și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfârșit pe un leu cum se sfârșie un ied. Are victorie, da? Duhul Domnului îl împuternicește și știți de ce cred că îl împuternicește? Nu ca să-i zică, Samson, orice barieră vei avea înaintea ta, înaintea acestei căsătorii, tu treci peste ea. Îi bariera părinților tăi? Calcă voia părinților tăi. Îi leu, rupe-l în două. Du-te până la capă și în soarte. E voia Domnului să iei pe timnea în de soție. Asta vrea Dumnezeu să-i transmită? Cum așa ar zice? Dacă Dumnezeu i-a dat putere să rupă leu care îl împiedica să ajungă la viitoarea lui soție, înseamnă că Domnul vroia să ajungă la soție. Nu. Domnul a vrut să-i zică lui Samson ceva de genul ăsta. Samson, uite ce putere ți-am dat eu la dispoziție și tu te duci acum ce să faci? Să te încuscrești cu ei. Samson, ți-am dat putere ce să faci cu ea? Dacă s-ar fi dus în continuare la tine, a zis așa, că atât, terminat cu căsătoria. Uite ce putere am. Incredibil ce putere mi-a dat Dumnezeu. A rupt un leu, cum să sfâși un, 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 ied. Ca o fiară. Samson avea puterea unei fiare sălbatice, care a prins leul ăla și l-a rupt în două. Și zicea, acum mă duc și îi pe Israel. El ce a făcut? S-a în continuare pe drumul lui. Dumnezeu i-a dat această descoperire și vedeți, sunt momente în care Dumnezeu ne descopere, ne dă lumină ca să înțelegem la ce ne-a chemat El în lumea asta. La ce m-a chemat ca soț, la ce m-a chemat, te-a chemat ca soție, la ce te-a chemat ca lucrător, la ce te-a chemat ca tată, ca bunic. Fiecare în orice stadiu al vârstei s-ar afla. În orice domeniu ar lucra, oriunde, în, în biserică, în familie, în societate, are o chemare de la Dumnezeu. Și sunt momente în care Dumnezeu îți deschide mintea să înțelegi care e rolul tău. Ce fel de piesă de puzzle ești un puzzle ăsta mare al lucrării lui Dumnezeu? Este foarte important atunci să lași lumina aia să pătrundă în ființa ta și să mergi pe urma acelei lumini pe care el l a primit-o acum. Uite ce putere ai și ce ar trebui să faci cu ea. El și-a folosit puterea pentru a rupe un leu. Dar el trebuia să rupă filisterii. nu e așa? Și-a rupt leu și s-a dus să încuscrească în continuare cu ei. A apucat-o pe drumul păcatului. Vedeți, ăsta este un lucru extraordinar. Și-a folosit puterea lui și a folosit puterea lui pentru a merge în continuare pe drumul lui. Fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne-a dat niște avantaje, niște inclinații, niște daruri. Ne-a dat atât de multe lucruri. Familie, biserică. Unora ne-a dat proprietăți, unora ne-a dat bani, unora ne-a dat minte, unora ne-a dat... O, ne a dat diverse lucruri. Și le putem folosi ori pentru Dumnezeu, ori le putem folosi pe drumul păcatului. Și Samson a folosit puterea pe care a dat-o Dumnezeu. Nu e așa că a folosit-o. Ar fi fost o tragedie să spui Samson a avut putere, cel mai puternic om, dar n-a făcut nimic cu ea. Nu a făcut. Dar n-a făcut ce trebuie. Dar nu a făcut ce trebuie. Nu le-a investit cum a vrut Dumnezeu. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. Nu e așa că sunt o grămadă de lucruri pe care le facem și nu le-am spune nimănui? Că știi că dacă le-ai spune un frate sau o soră sau tata sau mama sau bunicul sau un prieten ar spune... Și nu-ți place, nu? Păi ai și tu demnitatea ta de femeie și de bărbat sau de om în vârstă și spui să-mi să -mi atragă mie atenția, să-mi spună mie, las că asta o țin eu numai pentru mine. Doar că tăinuirea aceasta, vedeți, de cele mai multe ori, până, de cinci ori până acum ați menționat părinții lui, a șasea oară, când sunt menționați părinții lui, sunt menționați că Samson refuză să mai comunice cu ei pentru că știa că părinții lui ar fi tălmăcit povestea cu Leu. I-ar fi zis care e treaba cu Leu. Că pe, și de aceea eu cred că Samson devine, după ce a, a avut biruința asta, Samson devine arogant. Ce putere am la dispoziție. Nu mai am nevoie de părinții mei. Sunt pe propriile mele picioare. Și dacă mi-ar reieși un leu în cale, mă descurc fără ei. Asta a fost o cursă pentru el. A fost o cursă pentru el. Și ce bine ar fi când trecem prin anumite situații din viața noastră care ne sunt neclare sau asupra cărora avem dubii sau despre care știm că nu este ceva în regulă acolo, comunică cu frații tăi. Spune-le. Ce bine spune proverbe, fac rănile unui prieten. Nu? Aia e dovada prietenii adevărate când îți spune, ascultă-mă ce spun, sunt prietenul tău, te iubesc, nu-i bine ce faci. Și uite de ce nu-i bine ce faci. Uite de ce nu-i bine. Să-ți indice. Mai bine să-ți fac asta și să-ți spun adevărul. El te inuiește. Te înuiește, pentru că știe că ar fi fost mustrat. Ar fi fost îndreptat. I s-ar fi explicat ce s-a întâmplat. Și apoi spune așa. Ascultați. Vreau să vă citesc la rând câteva versete. Versetul 1. Samson s-a coborât la Timna. Versetul 5. Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa. Versetul 7. Samson s-a coborât și a vorbit cu femeia aceea. De trei ori spune s-a coborât. De ce insistă textul să ne spună că s-a cobora? Ce nu știam noi, nu știau ei cum arată geografia terenului și trebuia să le spună de fiecare dată că cobora nu urca? Nu de asta spune. Textul repetă ideea asta a coborârii pentru a arăta că acolo avea loc nu doar o coborâre geografică, ci că avea loc o decădere spirituală a lui Samson. Cu fiecare coborâre, drumul devenea mai ușor. Cu fiecare practicare a păcatului, nu e așa că e mai ușor să o faci data viitoare? Că zici, nu s-a întâmplat nimic. A, nu e așa de grav cum părea. De fiecare dată este mai ușor. De fiecare dată este mai ușor. De fiecare dată este mai ușor. Și asta se întâmplă cu Samson aici. A treia oară când pasajul folosește simbolic. Vedeți, într-un timp așa de scurt conceptul uh, uh, coborării, el vrea să ne arate că Samson o apucase hotărât pe acest drum al de căderii. Ce face Samson? Coboară la filisteni. Acum comunică cu ei, interacționează cu ei, se lasă ademenit cu ei, nu? Stă la cafea cu dușmanul. Da? Devine prieten cu ei, devine familiar cu ei. Nu-i mai pare rău. Și, și, și uitați a treia oară când spune că s-a coborât, textul face o mențiune. Zice așa. S-a coborât și a vorbit cu femeia aceea și ea, ea i-a plăcut i-a plăcut. Ați observat? Vede, vorbește și îi place. Vă aduceți aminte de Adam și Eva în grădina Edenului? Ce se întâmplă acolo? Vine Satan și vorbește cu ei. A văzut că rodul pomului era plăcut la privit, nu? Și bun de mâncat, plăcut de mâncat, da? Și a luat și a mâncat. Este același Același drum a decăderii în cazul ăsta aici, al lui Samson. Același lucru. Satan se concentrează asupra simțurilor sale fizice și începe să-l controleze prin ele. Foarte interesant. Foarte interesant ce se întâmplă. Observați ce spune versetul 8. După câtva timp s-a dus iarăși. Deja nu mai spun exact coborât. Ăsta era drumul lui. Vreo izbăvirea lui Israel? Nu. Vă ceartă cu filistenii? Vreun conflict? Vreo misiune îndeplinită? Vreun filistean mort? Nici de cum. O femeie care a pus stăpânire pe inima lui Samson, l-a neutralizat în totalitate. Câte păcate a trebuit să facă Samson să devină inutil? Câte? Unu. De câte ori a trebuit să sabată, ca după aia să sabată în continuu? De câte ori? O dată. A apucat o pe drumul păcatului, a ignorat semnalele lui Dumnezeu, a ieșit de sub autoritatea părinților lui, a dat înapoi a lui sfatul părinților săi, a călcat în picioare tot ce a lăsat Dumnezeu ca să-l frâneze, să-l oprească. Tot. Și acum deja a devenit pentru el o repetiție. O repetiție. Și ascultați ce spune Scriptura. S-a coborât și a vorbit cu femeia aceea și ea a plăcut. După câtva timp s-a dus iarăși la timna ca să o ia. Și ascultați aici. Și s-a... Acum nu s-a mai coborât. Ce făcea? Se abătea deja. S-a bătut. De ce s-a bătut? Când Biblia ne spune de ce s-a bătut. Să vadă hoitul leului. Avea voie un nazireu să ia contact cu corpuri de animale moarte? Era total interzis. Un nazireu nu avea voie să se atingă de nimic mort. Dar el nu s-a dus să atingă de el. S-a dus numai să... Ce să facă? Să vadă. De ce s-a dus să vadă? Că așa trăia el. El așa s-a că a văzut, nu? El mergea acum după ce? După simțurile lui fizice. Textul începe și ne spune că Duhul Domnului îl mișca de la țoarea și ești aol. Când Duhul Domnului te mișcă, te mișcă fizic? Prin vedere? Nu. Te mișcă intern, nu? Te mișcă spiritual, te mișcă prin cuvânt. Dar dacă Samson a ieșit de sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu și a început să meargă după simțuri, acum viața lui Samson este cârmuită de ce? După ceea ce vedea, după ceea ce auzea. A auzit, i-a vorbit, femeia aia spune, bă ce frumos a vorbit. Și a plăcut. Și după aceea s-a dus din nou să o vadă. Și acum vrea să mai vadă ceva. Vrea să vadă hoitul leului. Dar el nu avea voie așa ceva. N-avea voie în vii, n-avea voie la filisteni să se ducă să încușclească cu ei, n-avea voie cu. Că asta spune scriptura că s-a dus, s-a abătut să vadă hoitul leului. Da? Contactul cu hoitul leului era total interzis, da? Deocamdată el spune că a vrut să contemple. V-ați fi gândit, dacă tu ai fi scris textul ăsta și te-ar fi pus cineva să-ți imaginezi restul poveștii, te-ai fi gândit tu că Samson ar fi ajuns vreodată să mănânce din leu? din hoitul leului, da sau nu, sincer. Deci dacă textul s ar fi fost scris până aici și a spus și a leu și nu știu ce, și Samson s-a bătut să vadă hoitul leului și textul s-ar fi oprit și s-ar fi spus continuă tu povestea, ți-ar fi trecut ție prin cap că el ar fi ajuns să mănânce din hoitul leului? Niciunul dintre noi nu ne trece prin cap că atunci când ne abatem de la voia lui Dumnezeu vom ajunge să facem lucruri neimaginabile. Niciunul. Asta este strategia diavolului. Și Biblia ne arată pasaj după pasaj, poveste după poveste, Ăsta e drumul tuturor oamenilor care au apucat-o pe drumul păcatului. Care ignoră avetizările lui Dumnezeu, care iasă de sub autoritate, care nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, care nu și-au înțeles rolul lor în lume. Care merg după simțurile lor, care iasă de sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ăsta este drumul tuturor și ne spune în dimineața asta încă o dată. Vei ajunge într-o zi să faci lucruri la care nu te-ai gândit absolut niciodată că le vei face. Pentru că te-ai abătut. S-a abătut. Să vadă hoitul leului. S-a dus să-și vadă trofeul. A omorât un leu. A avut o victorie sau nu? Hai să ne gândim puțin. A avut o victorie? A avut o victorie. A omorât un leu, nu? Dar știți unde a avut victoria? A avut o victorie pe drumul păcatului. Niciodată nu te vei putea lăuda cu faptul că ai avut victorie pe drumul păcatului. Mă povestit cineva odată, vă vorbesc tot așa mai codat, că s-au dus un grup de păieți, nu vă spun că erau din familie de credincioși, s-au dus la Fete, da? Să nu vorbesc dată. Înțelegeți mai mult decât vă spun eu. Și el, după aia, zice, bă, bă, am fost singurul care n-am intrat. Știți? Au fost bine că nu ai intrat. Dar nu e așa că nu e o biruință cu care să te lauzi. Nu e așa? Asta e lauda. Lauda era dacă o venit la tine Satana și tu l-ai biruit. Nu lauda e că tu te-ai dus la masă cu diavolul și zici, dar n-am mâncat nimic din ce mi-au pus pe masă. Bă, simplu fapt că te-ai dus e o problemă. E bine că n-ai mâncat. Slavă Domnului. Dar vedeți pe Samson? Au omorât leu. A știu că nu ia biruința cu care să laude, nu i așa? Nu le-a zis nici măcar părinților lui. N-a făcut ce să laude. Mamă, m-am dus și am contribuit la colegul meu prin Ghiozan, dar nu i-am furat nimic. Tu ce îi spune? Primul lucru pe care le spune. Băi, bine. Bravo, mă. Nu i-ai spune, dar ce ai căutat? cu l lui. Nu așa? Nu asta îi spune. Mamă, m-am dus și am intrat în casă la cineva și am văzut un are bani și am numărat. Dar n-am luat nimic. Tu ce îi spune? E bine că n-ai luat. Bravo. Asta îi spune. spune băi, ce ai căutat? Tu să-ți bagi nasul acolo. Nu asta i spune. De asta Samson, după ce omoară Leo, nu se poate lăuda cu asta. Pentru că a fost o biruință pe drumul păcatului. A fost o biruință, dar a fost pe drumul păcatului. Și nu e așa că nu l-a ajutat cu nimica biruința? Nu l-a ajutat cu absolut nimica. S-a dus să-și vadă un trofeu pe care l-a câștigat pe drumul păcatului. Cu aia nu te poți lăuda. Și aia nu este lucrarea lui Dumnezeu. Nu este lucrarea lui Dumnezeu. Chiar dacă pare o biruință. Chiar dacă cineva ar putea să se uite și să zică, uitați, dacă decupezi din povestea asta și Atât ai spune. Samson s-a întâlnit cu Leu și l-a omorât. Nu e așa că nu e nimic greșit. Zici, ce putere mare a avut Samson. Dacă în afli că Samson a omorât un leu în timp ce se ducea să încuscrească cu filistenii, atunci îți dai seama că nu e nicio laudă în asta. Absolut nicio laudă în asta. S-a bătut acolo. Și vedeți, din nou, Samson s-a apropie mereu de lucrurile de care n-a voie să apropie. Și zice Scriptura așa. S-a dus să vadă și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. Ascultați ce spune. Parcă citești Geneza Adam și Eva. A luat, a mâncat și le-a dat și părinților lui. Ce a făcut Eva? A vorbit cu satana întâi, exact cum a vorbit el cu filisteanca, a văzut că-i plăcut la privit și bun de mâncat, corect? A luat, a mâncat și a dat și bărbatului ei care l-a lângă ea. Asta a făcut. Ăsta e vechiul Adam. Vorbele și tiparul din Geneza este reprodus perfect aici. Se lasă condus de simțuri. Mănâncă, ascultați, mănâncă dintr-un loc al morții. A spus Dumnezeu în ziua în care vei mânca, vei muri? Întotdeauna când mănânci ceva dulce, când faci un lucru care îți place, când te duci pe un drum care îți place, dar este un drum pe care ți l a interzis Dumnezeu, întotdeauna vei sfârși cu ce? La moarte. Acolo este moarte. Acolo este sămânța morții. Samson ajunge nazireu pus deoparte pentru Dumnezeu să se pângărească pe sine însuși și fără știrea părinților lui să-i pângărească nu le-a spus de unde a luat. Că spune Scriptura așa. Și le-a dat și au mâncat din ea, dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului. Nu le-a spus lucrul acesta. S-a pângărit pe el însuși și a ajuns să-i pângărească și pe ei. Fiul lor, pe care părinții l-au lăsat de capul lui, pentru care părinții s-au compromis. Fiul lor ajunge să-i pângărească acum pe ei. ascultă pe ce-ți spun. Dacă tu îți lași copiii de capul lor, dacă tu îi lași de capul lor, dacă tu îți dai consimțământul pentru fapte despre care știi 100% sigur că nu sunt în voia lui Dumnezeu, cândva copilul tău te va duce la o masă la care nu te gândi niciodată că vei sta, nici nu îți vei mai da seama că te-a dus la masa aia. La o masă de compromis, de corupție, de ce o grămadă de alte lucruri. Aș putea să vă dau o grămadă de situații. Asta a făcut Samson. Părinții lui l-au neglijat, părinții lui l-au răsfățat, părinții lui -au dat și, -au, și au dat, dat consimțământul pentru o faptă rea și copilul ăsta vreau să ascundă de ei și să-i atragă în drumul pe care însă și părinții lui l-au dus. Fără să-și dea seama. Prin neglijența lor, prin neatenția lor. Și așa mai departe. Vedeți dumneavoastră, ăsta, ăsta e un, ai zice că e un miracol. Într-un hoit mort găsești ce? Miere. Așa e păcatul. Biblia spune, pentru plăcerile e dulce, frate, mi-a plăcut. Eu nu zic că nu ți-a plăcut. Biblia recunoaște că în hoitul ăla Există ce? Miere. E dulce. Nu spuneți nimănui că păcatul nu e dulce. Că noi știm că l-am experimentat și știm că păcatul e dulce. Dar când e dulce? La început e dulce. La început e dulce. Mulți au făcut praf familiile, nu? Pentru câteva momente de, de prostie. Au ajuns să-i împartă averea în 15.000 de părți. Rodul muncii lui. Timpului, viața lui, energia lui. Pentru ce? Credeți că el să gândea că o să sfârșească așa? Nici de cum. Credeți că Satana i-a povestit, băi, în trei ani de acum înainte o să fii faliment total. Faliment total. Nu mă necați, nu mă vorbe nu mă mărturi. nu o să mai ștergi rușinea asta că o să fii tu pe pământ. Credeți că Satana îi făcea uh, devizul și îi spunea, uite, asta e plata. Deci tu nu-ți plătești acum cât plătești tu acum 100 de euro, tu îți plătești greutatea, o să plătești cu totul. Nu, Satana niciodată nu spune așa. De asta Dumnezeu ne avertizează. De asta Dumnezeu ne spune că atunci când ne ducem la hoitul păcatului și când începem să o luăm pe drumul păcatului, la început este dulceață. Dar după aceea este pângărire. pângărire. Și vedeți, Samson devine un trădător față de părinții lui. Devine unul care și spitește părinții. Își atrage părinții. Știți că mama lui nici ea n-a avut voie să mănânce din nimic necurat. Și i-a duce la masa asta a păcatului. I-a duce la o masă a morții. Cum să termine pasajul? să se termină cu mai multă tăinuire, dar nu le-a spus. Cu asta se termină. Cu mai multă tăinuire, dar nu le-a spus. A dus acasă din rolul păcatului, din rolul păcatului, da? Toți mănâncă din el, pentru toți este dulce, dar la urmă, pentru că Samson a început să mănânce pe drumul ăsta și să se compromită în felul acesta, la urmă este moartea lui. La urmă este moartea lui. Vedeți, prima dată Samson a atins un leu viu, nu e așa? A doua oară atins un leu mort. A atins un leu mort. Asta se întâmplă pe drumul compromisului. Prima dată pare tot în regulă. După aceea este dezastru. Și ce mi s-a părut interesant la pasajul ăsta? Ceea ce nu reușește satana uneori cu atacuri directe. Hai să vă pun altfel. Dacă tu ai fi avut astea două scene în față, două povești, 1. Samson omoară un leu. 2. Samson mănâncă dintr-un leu mort. Și nu era scris în Biblie. Tu pe care ai fi ales -o? că ai fi spus și mai probabil să se fie întâmplat? Samson mănâncă dintr-un leu sau Samson mână Samson omoară un leu sau Samson mănâncă dintr-un leu mort? Tu pe care ai fi ales-o? Ai fi spus că Samson omoară un leu, nu? Așa, ar fi, așa ai fi zis. Așa ar fi fost normal. La asta te-ai fi așteptat. Dar Scriptura ne arată următorul lucru. Că ceea ce satan nu reușește uneori mugind, asta spune, satan este ca un leu care mugește și caută pe cine să înghită. nu e așa? Dacă vine câteodată satana în conflict direct cu tine și îți dai seama că e mâna diavolului, și îți dai seama că e o ispita lui și îți dai seama că vrea să te doboare, cu toată puterea ta te lupți împotriva lui. Și după aceea te cucerește cu ce? Cu un lucru mort. Cu un lucru inactiv cu un lucru pângărit, cu un lucru murdar. Asta este un lucru, să știți, satana este extrem, extrem de viclean și de pervers. El vine în două feluri la noi. Ori vine mugind, făcând urât, făcând scandal, făcând tulburare, făcând ceartă, ori vine în pace și liniște totală. Ești tu singur cu un lucru mort. Vei mânca din el sau nu? Asta este întrebarea. Sunt foarte mulți creștini, să știți, care biruiesc ispitele și pe diavolul și păcatul când e scandalos. Îi se pare E și din comun. Nu. Se împotrivește, Acționează ca un creștin. Și după aceea e liniștit, pe cale, și trimite Satana o murtăciune în care este o leacă de. că nu te duce altfel, e o leacă de miere, nu-i așa? Și zice-i dulce. Și te prinde Satana într-o cursă cu un lucru prostesc. Dacă cineva din nou ți-ar fi spus, bă, când crezi că o să cadă? Bă, mă gândesc că i fi mai greu când o vine Satana și o făcut urâș și scandal. Și când te uiți mai aproape, zici nu. Atunci Satana nu a reușit nimica s-a speriat de el, s-a rugat, o postit, o vorbit cu frații, o fost atent, o vegheat. Nu a căzut. Dar cum a căzut? O a căzut cu o mortăciune. Așa se întâmplă. Acest drum al păcatului pe care îl vedem la Samson nu este despre o căsătorie, să știți. Nu este despre o căsătorie. Acest drum pe care a mers Samson este un drum al păcatului pe care merg oamenii de mii de ani. Unul după altul, 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 unul după altul. Unu după altul. Și scriptura ne lasă într-un într de, în detaliu atât de precis care este drumul ăsta al coborârii. Și că oriunde te-ai afla în dimineața asta, ascultați-mă, cu privire la orice lucru, ăsta este leu pe care Dumnezeu ți l-a trimis în dimineața asta, cuvântul cuvântului. Spurgeon spunea, care a fost de mare predicator al secolului XIX, spunea, cuvântul lui Dumnezeu este ca un leu, nu mai trebuie să-l că el își face toată treaba. Așa este cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că pentru unii dintre noi, poate pentru toți, Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul lui ca avertizare din Un leu care mugește la noi. Și ne spune, oprește-te. Drumul pe care mergi nu este un drum bun. Tu poate spui, Andrei, la ce drum te referi în viața mea? Eu nu ți proroc. Dar cuvântul acesta este viu și lucrător. Și cuvântul acesta mă expune pe mine, te expune pe tine, pe fiecare dintre noi. Și eu cred că prin Duhul sunt orice om care a intrat în sala asta în dimineața aceasta și a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și spune, Doamne, vreau să-mi spui mie, să mă ajut să înțeleg eu care-i hoitul ăla din care mănânc eu? Care-i lucrul ăla asupra căruia mă avertizez? Doamne, care este lucrul ăla pe care mi-l justific? Eu cred că Dumnezeu ți-l va arăta. N-am nicio în privința asta. Dumnezeu să lucreze în viața noastră a tuturor. Amin.